atunci, Beta, tu la proiectul cu amendamentul ești împotrivă sau pentru? Abținere sau împotrivă? E pentru. Deci, doamna Becuța, vreau să vă reamintesc, este o formă ilegală de exprimare a votului, așa cum o cere doamna președintă. Dar mi-am dat seama că am puțin invers și îmi dau seama și că suma în sânie, de fapt, ne izbim. De azi sunt puțin bușdățată, că nu știu de ce am realizat. Nu suntem mătărâți când zăbătăm. La mine urcă zăbătăm. Da, deci cine... Deci, am vrea să facem tot amendamentul cu noastră, doamna președintă. Dar nu e nici asta, doamna. Respecta, ești împotrivă, abținere sau pentru? La ce? La ce zis tu? La amendamentul tău? La suma de 1890. Deci proiectul, dacă este... Suma cea mai mică. Doamna, n-ai cum să vă... Cum spuneți așa? Dumneavoastră trebuie să... Dumneavoastră ați votat, i-ați exprimat un lucru. Trebuie să-și exprime doamna cultura rutină. Poate să abține. Dar să vedem ce face, doamna. Să abține. Sunt multe lucruri care la mine cap a pus sunt întoarse. De asta... De ce nu știu ce să votez? Nu! Deci nu suntem de acolo. N-ai primit acum să votez? Spune-mi. Deci e vorba de sumă. De ce nu ne spui? Deci ce am înțeles eu din tot ce s-a vorbit aici este că de fapt suma asta s-ar putea nici să nu existe la momentul ăsta. În moment ce în proiectul de hotărâre este trecută suma. Maximă. Asta e suma maximă la care se poate ajunge la o licitație. Dar ea poate nici să nu existe, ea poate să fie diferită și de 130, asta spun. Da, poate fi. Achizițiile publice, asta va fi cine va veni cu oferta cea mai bună. Exact, păi asta spun și eu. Dar forma corectă de pornire a proiectului în sine, pleci de la un deviz făcut de o firmă desemnată prin lege. Eu am făcut amendamentul, dar doamna ce se explic. Deci e vorba de sumă, dacă nu mai mult de atâta, nu se pot duce. Deci ei vin cu o anumită sumă. Deci aici când întâlnim, pe seară, dacă consiliul local aprobă, conform devizului de lucrări făcute către absolut semn, suma pe care dânsul o spun aici, 130.890, fără TVA, atât am încărcăm și noi valoarea, adică, mă rog, inițiatorul proiectului. Putem, doamna Vedoța, putem fi bănuiți la un control al Curții de Conturi, că între Consiliul Local de Ședința și o firmă absolut service, ai trebuit o înțelegere să vedem că se va lor. În așa formă, în așa de zile, nu s-a mai bănuit nimic, s-a ridicat tot nimic. S-a făcut o firmă, dar nu vreau să vorbesc. În 4 ani de zile, până acum s-au ridicat mâinile toate proiectele, s-au trecut niște tâmpeni, s-au făcut doar niște tâmpeni. Adică dacă nu poate să, să facă o solicitare, o ofertă mai mare decât dacă votăm varianta propusă de tine de 130.000. Decât dacă urcăm varianta cealaltă, pot să facă mai mult de 130.000. Ați făcut licitație. Știți foarte bine să face cai de sarge, să facă grijă de date achiziții. Toate aceste documente le conțin din devizul de lucrări, nici decât din oferta asta. Că de asta nu cunoașteți până la capăt toate lucrurile. Este eu nu mă pot duce în seamă. Este lucrări, aia a numit deviz de ofertă absolut, păi care a solicitat-o în ședința trecută. În sicatul mă duc documentele din noi votăm din un deviz, nu o ofertă. Păi un deviz trebuie să stea la baza proiectului de hotărâre, nu ofertă la absolut, care am pus-o intenționat ca să vedeți defalcat 1,5 miliarde. De-aia am fost pus aici. Dar proiectul de hotărâre a fost făcut cu un deviz de lucrări. Ăsta nu e un deviz de absolut. Doamna nu înțelege. Bine, nu poți să spui la bără o ofertă. Adică noi astăzi avem, de fapt, doar un singur deviz de lucrări. Asta e o ofertă de la absolut care a solicitat o data trecută să ne spuneți de ce 1,5 miliarde să-l defalcăm. Și v-am pus un proiect de hotărâre. Poate absolut servi să depună un deviz de lucrări sau ei nu sunt capabili din firma de lucrări? Nu poate să facă. Nu, ei sunt doar executanți. Doar oferta poate să facă. Ei ne fac oferta, atât. Nu poți să iau oferta. Noi nu votăm oferta, cum va fi doamna președinte. Mai mult decât atât. În momentul în care vă adoptăm hotărârea ofertă. Doamna Corina urcă în sicat și își ia caietele de sarcini
și fișa de date achiziției. De unde le poate lua de la firma Service când trebuie această documentație făcută de firma proiectare care face aceste documente? Noi, documentele astea, fișa de date achiziției cu caietul de sarci, sunt făcute de firma asta. I-au pus-o doamna secretară, a considerat că a pus-o ca document să se vadă diferența. Că, în prima oară, n-am acceptat această ofertă de la Service, Absolut Service, și acum a venit cu o firmă de material de proiectare care este autorizat să facă acest lucru. Nu cum putem să-i cerem noi acum, când ne ducem în SICAP, firmele Absolut Service să ne dea fișa de date achiziției, că nu e firma autorizată, nu se poate urca în SICAP. Nu înțelege că se blochează proiectul? Nu se blochează. Păi, bun, și noi, de exemplu, dacă votăm o variantă, un buget mai mare. Doar firma asta de... Orice firma poate să vină la... Zicem, poate să facă partea de proiectare, partea de proiecte, da? Care trebuie să fie partea contractului în sine. Dar ceilalți pot să execute, adică alții pot să execute ceva ce proiectează ceilalți. Poate să execute, dacă intră în licitație, pentru că nu se poate. Poate să intre oricine. Eu pun suma respectivă. S-a scos prin mai eșență, a scos 145.000 asta. Poate să se scrie cine vrea. Are termene, știi foarte bine. Orice firmă autorizată sau nu, dacă respectă caietul de sarci, se scrie la licitație. Dacă are prețul cel mai mic, câștigă și ia lucrarea. Ce e așa greu? Că îl face doamna Fulga greu, asta e o aia. Adică era vorba de sumă, aici cred că dar nu votăm o sumă, Betuța, nu înțelegi, nu sunt două devize. Ai fost influențată și crezi că sunt două devize. Nu se dorește, vezi cumva ca unii să prea mai spun și alții mai ieftin. Nu, această documentație cu 130.000 este incorrectă, nu poate fi aplicată. E ofertă. E ofertă și nu e proiectă. Fapt, a fost aceeași chestie și dura trecută. Noi vorbeam despre ideea de a urca în SEAP și nu neapărat de bani în sine. Că până la urmă noi puteam să zicem, da, aprobăm 150.000 și vrea ceva cu 200.000. Dar nu trecea, pentru că... Păi nu trecea și nu mi-a plăcat. Pentru că aveam o variantă de 150.000. De ce să spun că putea să nu înțeleg? Dar o să merg pe ideea că nu plătează suma, de ce avem aici trecută suma? Doamna președintă, deci o să merg pe ideea de proiecte hotărâre, pentru că vreau să văd ce se întâmplă mai departe și la ce sumă vom ajunge la final. Și până am o idee să... Să vedem dacă vom scădea sau vom urca, mai avem de cum ești aici, Rodrigo, de aici. Nu s-a abținut, a zis că este pentru proiect. Păi nu, am avut de lucrări. Cel care e deviz de lucrări. Deci aici am lucrat împotriva la amendament. Da, da, da. Da, ok. Acum să-l punem la vot. Așa, acum să punem la vot proiectul de hotărâre în formă redactată în funcție de deci inclusiv cu valoarea de 145.970. Cine este prima? Dumneavoastră sunt potrivă. Cred că și nu știu. Da. Vă rog să stipulați pentru cei care sunt împotrivă. Da. Și acolo și acolo. Da. Sunt domnul Dumnezeu absent. Așa, trecem la Eu pot să vă spun că legea prevede locuitorul de drept al primarului este viceprimarul. Da. Sau la preluarea ședinței la secretarul autorității. Da, în niciun caz la secretarul, viceprimarul sau secretarul. Să citesc numai. Și atunci locuitorul de drept este viceprimarul. Cum a putea să prezinte doamna secretară? Domnul Popescu, lăsați scaunul. Nu,
Avem proiectul de hotărâre numărul 81/24/2012 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ pe universitar de stat acreditate pentru anul școlar 2021-2022. Consiliul local al Comunei Șoimeta, județul Mehedinți, hotărăște 1. Se aprobă rețeaua unităților de învățământ pe universitar de stat pe raza de competență autorităților publice locale pe anul școlar 2021-2022, după cum urmează. Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, adresă, denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică, structură, adresă, școala gimnazială Șănița Stradă. Articolul 2 prezintă hotărârea, se transmite instituției prefectului școlar, județul Mehedinți, primarul unității de învățământ, personalitate juridică și se aduce la cunoștință publică prin grijă a secretarului unității administrative teritoriale. Avem expunerea de motive, nota de fundamentare susținută de doamna Cugulescu Maria Cunea, inspectorul cadrul Cugulescu, și de la inspectoratul școlar Mehedinți. Doamna președintă. Avizul comisiei juridice. Favorabil. La cultură, da? La cultură, da? Discuții pe baza proiectului. Poate ar trebui să ne spună pe tine, dar să-i faci la cultură. E aceeași, singura chestie care eu am, de fapt noi o știm la școală, dar nu știu cum am putea să o rezolvăm. În urma vizitei Aracip în 2015 am constatat că, de fapt, numărul de 542 nu este corect. Deci noi avem pe toate adresele teilor 542, dar se pare că nu ar fi 542, ar fi 541. 521. Da, nu, am greșit aici. Dar oricum 521 e 520 ce? Deci eu greșeam acolo undeva în acte, care am discutat-o atunci cu domnul Bălan și a zis că lasă că o să vedem ce se poate face la asta, eventual să ținem pe... E greșit aici, la trilor 542. Da. Deci, puneți pe aprobare proiectul, cine este pentru? Unanimitate. Trecem la următorul și de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 182/25/23 privind aprobarea întocmirii unui act adițional la contractul de salubritate numărul 74 din 4 aprilie 2018. Având în vedere referatul numărul 9338/23/2020 în domeniul domnului Bălan pe an, inspectorul cadrul din Mărie Șurința, adresa numărul 1010 din 21/12/2020 a societății SECE CMG Companii SRL, înregistrată la, Primăria Comunei Șurința cu numărul 9265 din 21/12/2020, în temeiul articolului 129 alineatul 2 litera B, alineatul 4 litera C, precum și cel al articolului 196 alineatul 1 litera B din ordonanța de urgență numărul 77/2019, privind codul administrativ, Consiliul Local al Comunei Șurința Trețul Mehedinți se hotărăște. Articolul 1. Se aprobă întocmirea de act adițional al contractului de salubritate numărul 74 din 4/11/2018, privind remunerarea datei pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 5/1/2021. Articolul 2. Se împuternicește domnul Vâșcă Mariu Severian, în calitate de reprezentant legal al Comunei Șurința, să semneze actul adițional. Articolul 3, judiciarea la îndeplinire a prezentului hotărâri se va ocupa primarul Comunei Șănița. Avem expunerea de motive înaintat de domnul inspector Bălan Crean, raportul înaintat de domnul inginer Bălan Crean, primar public, și actul de la SECE Companii. Doamna... Raportul avizul comisiei. Favorabil.
Poate domnul viceprimar, puteți să ne explicați situația. Da, firma SC GMG este firma care a câștigat la nivel de județ, câștigat licitația pentru a se ocupa de reluarea gunoiului. Firma și intendentul de avea după din anul 2021, după cum am înțeles, doamna Părina, din luna viitoare, aprilie. Și atunci, ca să nu mai facem contract cu o altă firmă de pe raza județului Medinț, trebuie să facem un act adițional de prelungire cu maxim 5 luni până își intră firma respectivă în dreptul de plină de a putea prelua gunoiul în acest localități. Deci, o firmă este, ok? Domnul președinte, care este acum, noi doar prelungim actul la 5 luni de zile de aplicare. Este o firmă care a câștigat prin codul european. Foarte bine, venise. Problema este ce v-am spus și eu data trecută, de gunoiul de pătrișură. Unde s-a vorbit că se plătește, eu v-am spus că nu sunt de acord să plătim containerele pline de gunoi de pe Crișura Dunării, care se sunt... Vin la diverse. Păi nu, 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 că e legat de cum ai, dar de cum ai spus. Ai ceva? Adisul e firma Consiliului Județean de care da, da, e asociația de dezvoltare de comunitară Adis Medis, da. Care va prelua gunoiul pe întreg județul. Deja m-a spus și domnul Vici, intru și eu pentru că să nu fie dați o perioadă destul de mult timp să tot trage de acest Adis Medis. Această firmă SECE cu GMG, compania, a câștigat licitația pe zona Orșova, unde sunt toate localitățile din Insulă, lucru care ne bucură și pe noi, că până acum noi am avut contact cu ei. Ei, rămânem descoperiți cu o perioadă cam de 5 luni de zile, până Adis Medis să intră în posibilitatea de a ridica aceste atenție, ridica Adis Medis, dar prin EcoGMG companii se rămân. Și să nu rămânem cu gunoaiele în comună, și așa avem destul de multe, uitați-vă pe rău, sunt convins că veți explicare și o vedeți, că ăștia suntem în comună și în țeată, revenim și la apă, tot așa la vedeți și dacă ai lucrat la o mai aruncăm și pe lângă, deși s-a mai făcut de primărie un pas pentru îmbunătățirea situației gunoiului, am făcut în spate pe primărie un depozit pe sorturi, ca să eliminăm orice formă de depunere a gunoiului prin alte fără decât cele stabilite de noi. Vreau să vă spun că, din punct de vedere al mediului, respectiv al primarilor, primăria este verificată de Curtea de Conturi, de Garda, de Mediu, de Agenția de Mediu și anual, doamna Corina știe, se fac raportări la Ministerul Mediului, Agenția de Dezvoltare, Agenția în Protecție Mediului și la Garda de Mediu. În cazul în care nu dau drumul acesta, să venim cu altă, aveți act adițional, cum ar fi. După da, trebuie să venim cu altă. Trebuie să venim cu licitația, altă firmă, să înscrie, zicem, trei firme, câștigă una, alea două fac contestații. În perioada asta ai rămas pe din afară, nu poți să desfășori nicio activitate. Și de asta s-a mers pe ideea unui act adițional, ca să nu existe frânturi în preluarea lui. Vreau să întreb firma asta, GMG, care va prelua contractul în mod legal peste 5 luni, că acum înțeles că este în partea de redactare a vizelor. Licenții, da. Se va face o nouă renegociere cu ei, adică va fi o nouă, nu știu, văd că spune respectiv colectarea separată, adică mă gândesc că deja vorbim de reciclarea selectivă aici. Se va ajunge da. Acolo. Și asta m-a interesat dacă după aceste 5 luni vom aduce în Consiliul Local discuția despre nou contract sau preia... Absolut, se va ajunge. Okay. Se va veni peste 5 luni, 4 luni sau când se termine toate documentele necesare acestui medis ca să poată funcționa, primarul este dator să vină în fața dumneavoastră cu proiect de hotărâre pentru a introduce acel contract în aprobarea dumneavoastră, categoric. Ajungem la fața, cum a spus dumneavoastră, de selectare, de preluare selectivă. Uitați că noi am făcut de vreun an jumate, doi și să știți că toți factorii legate de mediu apreciază faptul că noi adunăm marța selectivă în acest moment. Știți bine și nu e un secret. Nu este încă selectiv, este doar reciclare. Așa e zicem noi. Așa am zis noi ca să fim ușor pentru cetățenii din comun. Să înțeleagă că, uite, efectiv s-a făcut un pas spre acea selectivă. Dar erau niște containere, poate, înainte, care se puneau sticle, separat,
Da, acele containere au ajuns pe domeniul public în Fâșura Dunării, pentru gata de mediu, începând cu 1 mai, cam 3 săptămâni și multă cartierul general aici, și acele containere au ajuns acolo, adică acele bubere mari. Nu, nu, nu mă refer la alea, care oricum nu se despară de acolo, da. Mă refer la ciudate care au construit din casă, din... De la firma care ne-a asigurat aceste bubere au fost alături. Nu, au fost construite aici la noi, am înțeles, în comună. Dom'le, n-au fost folosite de noi decât o perioadă scurtă de timp, pentru că a ieșuat acolo. Dar le-am plătit? Nu. Le-am plătit noi. Nu există așa ceva. Păi eu am fost un donator de credite, eu nu știu ce am semnat. Da, da. Păi atunci, atenție, că... Dar cine a plătit azi? Firma constructoare, firma coritoare care ne-a coritat. Da, haideți să spuneți pe aprobare proiectul. Cine este pe aprobare? Unanimitate. Trecem la următorul punct, de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 83/26/24 privind aprobarea acordării indemnizației echivalentă cu salariul net al asistentului personal al persoanei cu anumitat grav pentru doamna Manciu Gheorghica. Prezintă? Manciu Vlad Alexandru. Prezintă viceprimarul. Având în vedere legea 448/2026 privind promovarea persoanei cu anumitat grav, nota de fundamentare numărul 9355/24/2020, întocmit de doamna Ana, doamna Coștina, Ana Inspector la primăria Ișmeț, a trecut și cererea de obținere a doamnei Manciu Gheorghița, reprezentant legal al minorului cu dizabilități, Manciu Vlad Alexandru, persoană cu handicap numărul 30826/23/2020, certificat de încadrare în grad de handicap numărul 260/15/12/2020. În temeiul articolului 129, alineatul 1, alineatul 7, litera B, precum și cererea articolului 196, alineatul 1, litera A, în ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, Consiliul Local al Comunei Ișmeța, județul Medinț, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă, începând cu data de 1.1.2021, acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal al persoanei cu handicap în cuantum de 1.346 de lei lunar pentru doamna Manciu Gheorghița, reprezentant legal al minorului cu dizabilități, Manciu Vlad Alexandru, din Ișmeța, strada Salcâmilor, numărul 748, județul Medinț. Articolul 2. Plata va fi asigurată din bugetul local pe anul 2021. Articolul 3. Conducerea în deplinire a prezentului proiect se va ocupa primarul Comunei Ișmeța și doamna contabilă din cadrul compartimentului contabilitate al primăriei Comunei Ișmeța. Avem expunerea de motive, mesajul de la proiect, referatul semnat de doamna Buzunarul Costuna și cererea pusă de doamna Manciu Gheorghița. Avizul comisiei, vă rog. Favorabil. Sunt aici un mic atendeu. Nu, nu, nu. Este o problemă dramatică. Ce ai de capabil, știi? Da, da. Ce ai de capabil? Doar e ceva la nivel de plasmă sau... Săracu, te întrege pe momente și eu sunt părinte foarte. Da, nu știu. Nu, nici eu. Bun. Deci, spuneți-le aprobare cine este unanimitate. Eu mi-am notat în timp ce vorbeam despre treaba cu captarea, cu apa, cu toate astea, că am fost și eu la captare și am trecut pe lângă acel izvoraș, de unde majoritatea oamenilor iau apă, și unde cred că ar trebui să ne implicăm puțin, să amenajăm spațiul ăla acolo. E foarte mare mizerie, oamenii aruncă saci de gunoaie, chiar am văzut. Mi-am propus să merg și eu cu copiii în proiect să facem o tură de curățenie, dar cred că ar trebui mai mult decât atât. Cred că știți despre ce vorbesc, aproape de captare sus.
Dacă sunteți de acord să inițiem pentru următoarea întâlnire sau februarie un proiect de hotărâre și să alocăm niște bănuți, să amenajăm acolo frumos o parte de colectare, o băncuță, poate chiar un spațiu pentru gunoi și o pancadă neapărat cu sancțiunile care trebuie date. Până când vom avea o comunitate smart cu cadre smart peste tot. Ba, eu cred. Niciodată. Eu cred că vom foarte avea. Foarte binevenită ideea ta. Da, cred că vom avea. Așa doar să ne... Consilieră, că acum 3 săptămâni de zile s-a deplasat din cadrul primăriei cu cineva de la Dr. Doceau, s-a făcut curățenie DEC. De diapastră. Da, 3-4 zile. La 3-4 zile, vă rog, domnul, mă țineți-mă. La 3-4 zile, a fost la loc. Nu doar ideea de curățenie, ci și amenajat puțin spațiul ăla acolo, că e, dacă plouă și ai mână mult până ajungi jos, sunt oameni chiar bătrâni, am văzut că merg să-și ia apă de acolo și destul de riscant să rupă și picioarele ca lumea. Și am zis că poate ai făcut așa niște scări. Am avut pe internet pusă niște poze, ce era un cap acolo. Și spunea barat că oamenii trebuie educați, deci cine se duce cu sacul de gunoi să-și arunce gunoaiele când se pot lua de la poartă marțea, deci eu cred că trebuie să fie minte criminală. Să te duci să le arunci acolo la izvor, să plutească în toată mizeria și te duci cu un copil după tine sau cum am fost noi 10 voluntari, bine, să le arăți copilor și pe de aici lucre noi asta. Și am zis că e și o apă de o calitate foarte bună. Foarte bună. Am făcut noi analizele la DSP când eram invitat, am practic instanțiu. Foarte bună. Și am spus că poate n-ar trebui să uităm locul ăla, pe lângă faptul că ne cumpărăm apă de la Peni și așa, sunt o oportunitate pentru oameni să-și facă o plimbare, să-și iau apă sănătoasă, să amenajăm puțin locul ăla. O idee bună. Și a venit chiar pe internet, că se cere mult consultarea comunității. Chiar oamenii au solicitat să începem să facem ceva acolo. Deci spun, nu doar curățenie. Cum să luăm bani, să cerem bani pentru ce? E foarte simplu, puteți să luăm și niște camere. Camere care ne transmit direct pe telefon. Eu am așa ceva pus în pături la mine. Sunt camere pe acumulatori. Nu sunt atât de scumpe, cam 100 de euro, 120 de euro, camera. Se pune două ca să nu poată fi depistate și luate. Și îți apare pe telefon. E foarte simplu, că și așa băgând bani în toate trâmpenile pe nume posibile. Putem să luăm niște camere. Cum a fost și pe Crisura Dunării, am spus să dispară containerul meu, frate. Un turist, dacă îți vine, ție un turist, nu îți vine să-ți arunce un sac menajer, paturi, saltele, ce dracu să facă oameni. Vine și el, îți aruncă o cutie de ciocolată sau o ortie de la nu știu ce. Să punem pubele normale în locul de unde, într-adevăr, gata de mediu ne amendează că nu avem așa ceva, pubele normale. Să punem camere, dacă nu avem posibilitatea să ne reportăm la electroelectrică, să punem aici. Pune camere din acestea, se pot achiziționa la parc, ci nu parc. Am făcut o socoteală că am o cameră ne trebuie, pentru și pentru sus la izvor, și atunci terminăm cu discuțiile. Și lumea atunci o să spun, uite domnule, ăștia te-au venit cu acest loc să facă ceva pentru comună. Și găsim o soluție, găsim o soluție, vorbim cu un jurist, că noi nu ne pricepe, dar doar cu un jurist, în ce măsuri, poate știe fostul domn primar așa, în ce măsuri putem să-și amendăm pe care îi prindem acolo? Că imagine vor fi anumite, n-ai voie pe telefon. E un program pentru așa ceva. Știu că domn primar a avut chiar o... Și ar trebui să facem lucrurile astea. Am avut chiar o discuție cu cineva că n-ai dovadă, n-ai cum să mă pas. Da, ordonanța 21 și există dacă îmi dați voie să-i... Da, atribuția, am zis, funcție pe care am deținut de 20 de ani, sunt acte normative care pot reglementa amendarea. Dar acțiunea în sine are alte conotații. Putem pune camere, nimic de zis, pe zona respectivă, dar vă spuneam și în ședințele precedente că noi răspundem de 18.100 de hectare. Cel care vrea să arunce gunoaiele, nu le mai va arunca în camera, le va arunca la 100 de metri de cameră, și tot primăria este obligată să se ocupe de acele gunoaie. Noi am, noi un pas înainte, măcar nu mai ajută... Am amenajat acele puncte, atenție, am amenajat acele puncte la îndrumări venite de la garda de mediu, nu pe îndrumare, spune elegant. Ne-am obligat să punem pentru că zona, pentru că ieșenița a creat ce a creat și acum vin și efectele și bune
Și grele, și cele grele. Suntem așa de dezvoltați, trebuie să suportăm și lucrurile care se creează prin dezvoltare. Și acest lucru, uite, este gunoiul. Acum două săptămâni s-a dus, nu vreau să laud, acum s-a dus cineva și a luat gunoaiele de la podul 10, de la capul 10, de la pod, la partea de dincolo, capul podului, care încă este a noastră. Că podul la kilometru 20 este tot teritoriul administrativ al Comunei Șemnița. Pentru că ne întreabă pe noi. Nu se va rezolva. E problema de la revoluție în coace. Eu am fost în toate consiliile de administrație al primării, 92 consilieri locali, faza, gunoaiele, n-au fost apa, nu se vor rezolva. E bine, dar atunci am ajuns la dar voi plăti niște bani pe gunoi, că în comună plătiți pe gunoi, luat de acolo, gândiți-vă, o mașină pleacă încărcată numai la mine. Așa, uită-te la mine, la primarul aici, ce spune? Noi am făcut așa, ceea ce spuneți noastră, nu te mai nu e o noutate pentru noi, dar v-a spus că au rezultat celelalte. Că atunci nu mai iau gunoiul dintr-un loc care mi s-a admis de către garda de mediu, singur luat de pe Ogaș și de pe șasul de pe că tot eu trebuie să le iau. Deci la doamna Fulgă a spus pe Progrătenia. Da. Nu. Haideți că simt și eu astea la intervenția asta. Ilie, tu te ziceai. Da, pentru perioada 2017-2019 n-am avut contract de mandat cu administratorul societății cu gospodărie comunală de Șemnița. În urma controlului ne-a fost pus în vedere să stabilim proceduri de selecție a administratorului și implicit încheierea contractului de mandat între autoritatea federală respectiv Consiliul Local și administrator și să stabilim criteriile de performanță și obiective cuantificate al căror nivel trebuie să-l atingă administratorul. Da. Totodată să le verificăm și să facem prelungirea contractului de administrare anual. Va trebui să facem lucrul ăsta. Suntem obligați legal, societatea gospodărie comunală este a Consiliului Local și avem foarte repede de făcut lucrul ăsta. Ar trebui să ne punem la masă cum suntem și acum, să chemăm pe domnul administrator, nu neapărat într-o ședință de Consiliu, putem să facem și informal întâlnirea cu dumneavoastră, mai ales să mă întrebăm să vedem ce îl doare, să zicea că are nevoie de ajutorul Consiliului. Și totodată noi, fără domnul administrator, să stabilim procedurile astea de selecție și încadrare administratorului. Înțeles că deși și la timp, nu? Da, mai are vreo câteva luni. Nu, în astea câteva luni, noi putem să lăsăm viață pentru viitor, sigur. Da, ca urmare a raportului de constatat, suntem obligați. Să facem lucrul ăsta și vă să facem. Este bine, sigur. Foarte bine să cunoaștem toate elementele care e raportul. Am citit eu raportul și sunt care mai răzut. Chiar dacă avem o ședință de îndată, dacă nu ne întâlnim, vreau să zic de îndată, sau în sensul că sunt mai puține proiecte și putem rămâne peste, să nu fie da. O ședință de Consiliu, să mergem la prima ședință, nu mai avem nici cu acela prima ședință de anul viitor de anuală. Da, dar... Dar nu e o urmă. Da, referitor la propunerea Vetuței, atât am vrut să spun, referitor la proiect, la constatarea asta, că am zis că am lăsat pentru final la diverse, referitor la propunerea Vetuței, eu împreună cu Ionuț, care sunt de acord, sunt sigur că e de acord cu mine și cu Dieter cel puțin, ne vom ocupa să facem o scară acolo, o bancă și un loc de aruncat gunoaiele cât mai repede posibil. Dacă mai vrea cineva să ne ajute. Eu o să fac partea de... Da, de pancardă și de avem și un voluntar. Ce vreau să zic eu, că nu va fi o construcție digitală. Să-ți veni cu criterii de calitate. Va ne dați pe alții ceva, n-am făcut-o noi. Eu pot să donez niște navete de plastic ca să facem scări. Scările vom face din lemn, că nu știu mai simplu, dar e cel mai bine din fosnă. O să facem un lucru mai lumea. Da, să fie așa. Bopsite... Tradițial. Ați gândit de unde poate dați bănuțul? Da. Și eu, dacă puneți, vreau ce să pun indemnizația pe rând. Mă gândeam ce să fac indemnizația din luat decembrie. Ceva util și de impact. Nu, nu e necesar să punem atâția bani. Stai liniște. Păi, fosne și cu tot, adică să facem ceva frumos. Mie mi-a plăcut un citat care l-am văzut când am fost spre Aziaș.
o chestie lângă un tomberon care era o curățenie acolo, nu știu dacă a făcut cineva sau chiar oamenii erau loviți de impactul mesajului, foarte scurt și super tare. Gunoi faci, gunoi ești. Mi-a plăcut atât de mult încât l-am tot spus copiilor și proiect. Bă, da, o să-l fac în cadrul proiectului ăsta unde facem căsuțele, că avem și de, chiar poate o să punem și un tomberon din cadrul proiectului acolo. O chestie, să vedem cum să o facem să fie adaptată pentru zonă. Și o să punem mesaj, noi o să avem și ceva materiale de distribuit în comunitate.